spomenite, vă rog să nu le puneți deoparte, să nu le uitați cu ușurință, pentru că sunt lucruri care Dumnezeu m-a ajutat să le înțeleg și care vor deveni tot mai clare în vremea care va veni. Rugați-vă cu putere, rugați-vă cu stăruință pentru copiii noștri, Dumnezeu să-i păzească și pe noi de asemenea. Aș vrea să dau loc în continuare fratelui Mircea, va rosti mesajul pe care l-are pe inimă, potrivit cu lucrarea aceasta de binecuvântare și apoi după mesaj vom chema numele Domnului peste micuțul Levi. Frați și surori, aș vrea să vă aduc un salut care, de fapt, fratele Iosif deja l-a rostit mai la începutul slujbei. L-am avut pe inimă și foarte interesant că fratele Iosif l-a amintit. Este în legătură cu lucrarea care este în seara aceasta, în mijlocul nostru, și cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 115 cu versetul 15: fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Și bineînțeles că toți dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Este cineva aici care nu dorește binecuvântarea lui Dumnezeu? S-a spus mai cu câteva săptămâni în urmă, căci cuvântul acesta de binecuvântare, să spui cuiva, fii binecuvântat de Domnul. Sau să-i spui un cuvânt de, să-l vorbești de bine. Ce înțelegem oare noi prin cuvântul acesta, să binecuvintezi pe cineva? Este mai mult de atât să-l vorbești de bine. Știți lucrul acesta? Și îl găsim în Scriptură. Când fratele Iosif mi-a zis joi seara, vezi că duminică seara o să slujești și pentru un serviciu special, m-am frământat toată vinerea, măcar că am fost liber și am zis, Doamne, este pentru prima dată pe colțul unei bănci, mai spui un sfat unei familii sau unei persoane, dar este neoficial. Așa între tine, între patru ochi, mai dai un sfat, îți mai dai un sfat, și ne învățăm unii pe alții. Dar când mergi la amvon și dai niște sfaturi și dai niște îndemnuri și o învățătură, este oficial și poate rămâne și undeva înregistrat. Poate dacă nu undeva pe un aparat, în mintea omului. Și m-am gândit, am să repet una din predicile fratelui Iosif, care le țin bine minte pe cele mai multe dintre ele, mai ales când e vorba de binecuvântarea copiilor. Și mi-a zis, am să repet una dintre ele, dar în felul meu. Și biserica nu o să-și dea seama că de fapt e predica fratelui Iosif. Că vedeți fiecare cum se exprimă, e aceeași poezie și vine fratele Mircea și care n-are dar ca să o spună poezie, o spun așa puțin mecanic. Dar vine un frate care are dar și spune, nu e aceeași poezie. Are altă intonație, respectă punctuația și am zis, nu o să-și dea seama. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Să dai sfatul cu privire la copii, la creșterea copiilor, este un lucru mare. Deși este o datorie a fiecăruia dintre noi. Dar a renunțat și la gândul acesta așa, pentru că am spus, nu se poate. Nu se poate să iau din predica cuiva și să o repet eu. Și n-am nici obiceiul acesta, pentru că pur și simplu este ceea ce Dumnezeu i-a descoperit fratelui respectiv. Și m-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să împărtășim câteva gânduri despre această binecuvântare despre care vorbim așa de des. Ne spunem unii altora și câteodată ne spunem și de pe buze. Și zicem, Domnul să te binecuvinteze. Sau,
Mi se întâmplă câteodată aici între francez sau între englez să-i spui cuiva în limba lui, îi zici în franceză sau în engleză, și să uită așa la tine și zice, mă, ceva nu-i în regulă cu el. Nu mi-o zis mersi, nu mi-o zis mulțumesc, nu mi-o zis nici thank you, mi-o zis altceva. Și stă surprins. Dar aș vrea să vă spun, frați și surori, în spatele acestui cuvânt, să fii binecuvântat, este o putere dumnezeiască. Găsim în Sfânta Scriptură oameni care și-au binecuvântat copiii. Și binecuvântarea care le-au transmis-o a rămas pentru totdeauna. A rămas pentru totdeauna. Vă aduceți aminte de Isaac? Isaac, care era fiul lui Avram, a rostit în două feluri. Una i-a dat binecuvântarea care credea că i-o dă lui Esau, până la urmă i-a dat-o la Iacob, și această binecuvântare a fost cu Iacob. La un moment dat îi spunea la Laban, soțul lui Iacob, măi Iacob, văd că ești binecuvântat în tot. Pur și simplu, Iacob în câțiva ani a devenit mai bogat decât soțul lui. Și a trebuit să plece de acolo. Pentru că binecuvântarea care a primit-o și din partea tatălui său, dar și din partea îngerului. Știți ce a zis Iacob către înger când s-a luptat cu el? A zis oarecum ceea ce noi nu prea spunem. Și el a spus așa, n-am să te las până nu mă binecuvintez. Și îngerul a binecuvântat. Ce bine ar fi dacă am avea și noi obiceiul acesta. Se spune lui Dumnezeu, n-am să mă las din rugăciune până nu mă binecuvintez. Pentru că știți de ce? Binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne în veci. Și noi știm că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. De aceea aș vrea să le spun și celor care sunt aici la adunare, unii tineri care au fost duși pe brațe la binecuvântare când au fost copii mici. Au fost duși pe brațe la binecuvântare și poate acum oarecum s-au depărtat într-un fel sau în altul de biserică și a zis, mă, nu este așa important. Aș vrea să le spun. Nu vorbesc cu direcție la cineva anume. Aș vrea să spun la modul general, acea binecuvântare care s-a cerut peste dumneata o să te urmărească toată viața. O să te urmărească toată viața. Un om al lui Dumnezeu, David, cu 3000 de ani în urmă, a spus niște cuvinte, nu de binecuvântare. Era un lider religios, un lider spiritual, David. Nu era ușicit. Dar și noi credem. Și dacă întrebăm pe sora Lili și pe fratele Marian, crezi că atunci când fratele Iosif ține în brață copilașul tău, crezi că Dumnezeu îl binecuvintează când cere binecuvântarea lui Dumnezeu? Că de fapt, nu noi oamenii binecuvântăm, noi spunem cu gura, dar El, Dumnezeu, El trimite binecuvântarea din cerul. Așa spunea Petru, nu? Spunea, de ce vă uitați așa la noi? Atunci când a făcut acea minune la Aten, ca și cum noi am fi însănătoșat pe omul acesta. Și Hristos, Dumnezeu, El a vindecat. Tot așa este, frați și surori. Noi cerem binecuvântare, dar Dumnezeu, El este bogat, și la El este izvorul binecuvântărilor, lăudat să fie numele Domnului. Și omul acesta, ca să nu-mi ui gândul, David, a spus niște cuvinte acum vreo 3000 de ani, care nu erau cuvinte de binecuvântare. Dar nu știu dacă s-o gândi el atunci, că cuvintele lui va avea așa mare greutate. Nu știu dacă s-o gândi. Dar ce este interesant,
Pentru că ce-o spus atunci? Un lider religios, până în zilele noastre, a rămas valabil. Atunci când s-au și cei trei fii al lui au murit pe mulții munții din Gilboa, el s-a întors spre munți și a vorbit rău despre munții din Gilboa. Și au spus și voi munți din Gilboa. Nici ploaia să nu mai cadă peste voi, nici roa să nu mai vină, și câmpiile voastre să nu mai dea rod pentru darurile de mâncare. Și ce s-a întâmplat? Căutați pe internet că avem toți acces. Acolo, în zona aceea unde era unde se munță din Gilboa, erau cele mai bogate pășuni. Și printre cea mai bogată zonă din țară, în ziua de astăzi, nici măcar prin irigație, nu poți să scoți mare lucru. Pentru că, într-o zi, a fost un om care avea greutate cuvintele lui înaintea lui Dumnezeu, care a spus niște cuvinte și cuvintele au rămas în picioare. De aceea, noi credem că binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne în picioare. Mi-aduc aminte de un om, o personalitate cunoscută aici, în Quebec. N-am să vă spun despre cine este vorba. Fetița lui de vreo 4 ani de zile era bolnavă. Avea leucemie. Și omul acesta i-a luat interviu un post de televiziune și l-a întrebat dacă are încredere în sistemul de sănătate că poate să ajute pe fetița lui, era foarte gravă bolnavă, pur și simplu era pe moarte. Și urma acum să-i facă tratamentul care trebuia să-i facă și l-a întrebat, ai încredere în sistem? Crezi că tehnologia din vremurile noastre poate ca să ajute pe fiica ta? Am rămas surprins ce a spus omul acesta. El spune așa, am încredere 100% în sistemul de sănătate. Atunci, mulțumesc, atunci când ai încredere 100% în sistemul de sănătate, aș vrea să vă spun că nu mai rămâne nimic pentru încrederea în Dumnezeu. Frate Marian și Sorălin, eu știu că aveți încredere în Dumnezeu. Pentru că de aceea am venit aici. Știu că de aceea v-ați adus al treilea copilaș aici. Pentru că știți. Pentru că aici se coboară Dumnezeu. Și Dumnezeu este izvorul binecuvântărilor. Gloria Domnului. Este izvorul binecuvântărilor. Oamenii pot să-ți promită una și alta. Dacă ne uităm în textul în care s-a citit aici, veți vedea o greșeală și din partea ucenicilor. N-aș vrea să blamez și n-aș vrea să vorbesc despre aceasta. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii, mă gândesc că părinți, au văzut că Domnul Iisus Hristos are această putere, se ocupă de toți oamenii, și de cel în nevoie, și de cel pe care nu-l bagă nimeni în seamă. Să vă ocupa și de sutași care aveau anumită ieranie în societate. El a adus niște copilași. Mă gândesc că părinții și-au adus copilași. Nu i-au adus străini. Nu. Pe copilașii noștri nu-i aduce nici vecinul, nici fratele, nici sora, îi aducem noi. Și foarte interesant că ucenicii i-au certat. Mă gândesc că eu fi zis, auzi, nu deranjați pe învățătorul cu copiii. El are treabă cu oameni adulți. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce ziceți? Copiii sunt importanți în ochii Domnului Iisus Hristos? Știți de ce sunt așa importanți, frați și surori? În primul rând, îi primim de la El. În primul rând, copiii îi primim de la Dumnezeu. El este dătătorul de viață. El este viața și El este dătătorul de viață. Să știți că oricât s-a încercat oameni să imite această viață, n-a putut și nu o să poată niciodată. Pentru că sursa vieții este Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Amin. Vă aduceți aminte de Ana? Mă inspir mult din comportamentul acestei femei și mă inspir mult, mult în două direcții. Ana aceasta care n-avea copii,
Și eu știu ce înseamnă să n-ai copii, că am o soră. Și nu mi-este rușine să vă mărturisesc. Eu vin dintr-o familie de 11 copii. 11 copii. Și am o soră care și-a dat toți banii, timp de ani de zile munca ei și al soțului ei, ani de zile. Și s-a dus la toți doctorii din România. Și toți i-au luat banii și nu i-au rezolvat nimic. Până la urmă, întâlnit pe cineva care i-a zis, nu-ți mai pierde vremea că copiii nu o să ai. I-am spus, auzi, roagă-te lui Dumnezeu că El este dătătorul vieții. Am încercat să-L ajute pe Dumnezeu. Și și-a înfiat un bebeluș mic. Acum este mare, are vreo 15 ani. Dar ana aceasta, nu știu dacă s-a dus ea la mulți doctori. Dar ea s-a dus la cineva care știa care putea să o ajute. S-a dus la port acolo și nu zbiera, n-avea nici voce prea apăsată ca fratele Mircea. Stătea acolo la ușa portului undeva și își mișca doar buzele. Până și Eli, care era marele preot, o zis, măi, este viată, nu se poate. Nu se poate, femeia asta tot vine aici și tot așa o văd. Și femeia aceasta avea o durere în inimă. Știți care era durerea? Ea vrea să aibă un copil. Vrea să aibă un copil și Dumnezeu i-a dat un copil. Dar m-am gândit la femeia aceasta de multe ori. Una e să primești copii de la Dumnezeu, e un har. Și este un har, cum spune fratele Iosif de multe ori, frați și surori, să-l primești sănătos. Uitați-vă cu băgare de seamă la copiii care avem în familiile noastre. Uitați-vă cu băgare de seamă. Ne minunăm cum ne seamănă. Ne minunăm cum ne copiază în toate. Sunt sănătoși și noi lăudăm pe Dumnezeu. Uitați-vă în lume. Uitați-vă puțin în afară. Câți oameni au copii bolnavi. N-aș vrea să intru în detalii. Dar Dumnezeu și prin aceasta ne-a binecuvântat cu copii sănătoși și zice ca Dumnezeu să fie lăudat în toate. Amin. Amin. Apoi, femeia aceasta după ce a primit, mă inspiră mult pentru că după ce a primit, a tânjit atât de mult să primească un copil. Care dintre mame, le întreb pe mame, păi dacă ani de zile, nu știu, 2, 3 ani, 5 ani, 10 ani, tot te rogi să-ți dea Dumnezeu un copil. Și până la urmă Dumnezeu te binecuvintează cu un copil și băiat care riști să-l lași undeva la slujba Domnului. Femeia aceasta a spus așa, dacă Dumnezeu mă binecuvintează cu un băiat, am să-l închin Domnului. Ai primit un copil de la Dumnezeu, am primit copii de la Dumnezeu, dar este important să-l închinăm înaintea lui Dumnezeu. Femeia aceasta nu știu de câte ori mergea pe zi să-l vadă pe Samuel. Nu știu de câte ori. Dar ea a făcut așa cum a promis. L-a închinat lui Dumnezeu. Și nu știu ce vârstă avea Samuel, 14, 15, 16 ani, când Dumnezeu i s-a descoperit lui Samuel. Acum aș vrea să mergem înapoi, să venim la textul din ziua de astăzi. Sunt importanți copiii pentru că ucenicii i-a certat. Pe părinții copiilor. Permiteți-mi să îi asociez aici, că așa cum am spus, mă gândesc că părinții i-au adus. Și Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut Iisus aceste lucruri, s-a mâniat. Și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Frați și surori, de ce împărăția lui Dumnezeu primește cei ca și copilași? Cum vine treaba asta? De ce Domnul Iisus Hristos asociază atitudinea unui copilaș cu atitudinea unui creștin sau unui om care nădăjduiește ca să intre în împărăția lui Dumnezeu? Oare de ce face această asemănare? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în cartea Corintenilor, cred că în 1 Corinteni, în 1 Corinteni să vedeți cum este un copil. Și aici spune Apostolul Pavel, în Corinteni, capitolul 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 11.
Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut-o mare, am lepădat ce era copilăresc. Dar cum este un copil? Că noi, ca și adulți, am cam uitat cum este un copil. Și mai ales cei care, acum copiii noștri, sunt mari, sunt adolescenți sau sunt adulți, am uitat și mai mult de cum este un copil. Cuvântul lui Dumnezeu tot în Corinteni spune și face referință, de aici, deci, din Marcu, trimite în Corinteni, tot în capitolul 14 din 1 Corinteni, și zice așa, fraților, nu fiți copii la minte. Nu fiți copii la minte. Și la răutate, fiți prunci. Iar la minte, fiți oameni mari. Iată că Domnul Iisus Hristos, comportamentul copiilor, nevinovăția aceasta, o asociază cum ar trebui noi oameni mari, care ne dăjduim în Împărăția lui Dumnezeu, să ne comportăm. Spunea fratele Nelu, îngăduiți în o paranteză, spunea fratele Nelu și descrie aici atitudinea și comportamentul unui creștin, fratele Nelu Pavel. Și spunea așa că undeva acolo, la dumnealor, în România, au fost doi copii, doi vecini care s-au certat. La un moment dat s-au certat și unul a luat ceva și l-a lovit pe celălalt în cap. S-a plâns celălalt, s-a dus la părinți, i-a arătat, uite, m-a lovit vecinul, vecinul a venit pe stegar, adulții se certau pe stegar. Pentru că era o victimă acolo. Și între timp ce se certau adulții pe stegar, cei doi copii, care mai cu două minute înainte s-au lovit unul pe altul, își trimiteau jucării pe sub gard. Unul la celălalt. Pare lucrurile foarte interesante aici. Pentru că noi, ca și adulți, de multe ori, de aceea Domnul Iisus Hristos ne spune, căci dacă nu veți primi ca și niște copii, nu veți fi ca și niște copii, cu niciun timp nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă bine la un copil. Uitați-vă bine la comportamentul lui, nu la mintea lui. Pentru că Apostolul Pavel, așa cum am citit, spune aici, când eram copil, gândeam ca un copil. Simțeam ca un copil, vorbeam ca și un copil. Cum gândești un copil? Să gândești ce mănâncă a doua zi? Să gândești ce mașină să-și cumpere? Ce casă să-și cumpere? Ce culoare să-și pentruiască casa sau apartamentul? Nu? Așa gândești un copil. Dar adulții, nu vor, adulții gândesc asta. Noi ne gândim la asta, dar copiii nu. Ei știe că părinții trebuie să ne poartă grijă de tot. Și doar când ajunge la anii mei, ca și copilul meu mai mare, când a început să lucre și el, și-a zis, tata, dar acum trebuie să plătesc eu acolo, și acolo, și acolo, păi ți-ai făcut cort în bani. Păi până acum a plătit tata tot. Acum ți-ai făcut cort, păi zice, de ce mi-o tras tați? Până acum nu s-o tras, că până acum ți-o dat ei ceva. Dar acum trebuie să dai tu, păi când? Păi până la 65 ani tot o să dai. Vedeți dumneavoastră, frați și surori, diferența între comportamentul unui copil și al unui adult. Dar Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă și ne spune că la răutate să fim ca și niște copii, iar la celelalte să fim oameni adulți. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, adevărat vă spun că oricine va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Cum primește un copilaș împărăția lui Dumnezeu? Sau, dacă fratele Iosif spune copilașilor, în seara aceasta veniți toți copii aici, pentru că vreau să mă rog pentru binecuvântarea voastră. Poate unii dintre părinți o să-l țineți de mână și o să spui, tu nu te duci. Dar copilul o să vrea să-mi ia. Pentru că dorește. Lui nu trebuie să-i spui mult. El imediat acționează. Dar noi, ca și adulți, ezităm. Nu? Mă, dar oare e valabilă binecuvântarea lui? Și încercăm să cântărim și din coace și din gol. Domnul Iisus Hristos ne spune că oricine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Copilașii, frați și surori, sunt copii, sunt ființe sincere. Uitați-vă cu băgare de seamă, ei n-au viclenii, ei n-au fățărnicii, ei nu sunt ipocriți. Uitați-vă cu băgare de seamă. Câteodată mai spune câte o minciună, dar după aia singur se dă de gol. Se dă singur de gol.
Și noi, poate că adulții, de multe ori atât o întoarcem și mai o protim, cum spunea cineva, ca să o ținem în picioare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la aceasta. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Lucrul acesta l-a făcut pentru că Dumnezeu l-a poruncit lui Moise. În Cartea Numerilor, dacă citim în Cartea Numerilor, în capitolul 6, veți vedea că acolo Dumnezeu le-a poruncit și le-a spus. Este textul, de fapt, care fratele Iosif îl citește la binecuvântare. Și aici, în această binecuvântare, frașiților, care se citește, se ascunde iară un izvor de binecuvântare. Poate de multe ori ne-am obișnuit cu aceste cuvinte și poate de multe ori când fratele Iosif ia în brață copilașul, noi spunem, o, dar spune iară, citește de acolo, din Numeri, capitolul 6, și știm acel text. Dar să știți că în aceste cuvinte este puterea lui Dumnezeu. Amin. Credem lucrul acesta. Amin. Păi dacă nu credem, atunci nici nu s-o celul peste noi. Nici pentru noi nu este valabil. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, fratele Iosif, să mă ierte acum că parafrazez de aici. Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le zice, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Avem nevoie ca copilașii noștri să fie păziți? Spunea fratele Iosif aici niște cuvinte care poate pe unii dintre noi ne destabilizează. Și poate spune, nu-i chiar așa. Aș vrea să vă spun ceva. Un nuvel. O familie prietenă de-a mea care este în Chicină. Ne cunoaștem foarte bine. Sunt de anii mei. N-au ajuns încă la pensie să mută în România. Și au vândut casa să mută în România. O zis, copilul meu, eu nu o să-mi crezi aici în Ontario. Cu sistemul lor. Ce? Pur și simplu legile care le-a dat. Eu, copilul meu, mi l-am scris la școală în Ontario. Și se mută în România. Am întrebat, tu e serios? Am zis, eu aștept până la pensie. Ce nu, eu serios, eu nu mai aștept. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aici Domnul să-l binecuvinteze și să-l păzească. Merg copiii noștri la școală începând de la 4 ani sau la grădiniță. Și după ce s-a dus și i-a luat autobuzul, nu mai știi ce se întâmplă cu ei. Până vin acasă. În perioada aia, știți cine trebuie să-l păzească? Noi nu mai putem. Nici profesorii la școală. Nici cei la grădiniță. Dumnezeu din cer să-l păzească. Și Dumnezeu să-i păzească trupul, duhul și sufletul. Toate aceste trei. Ca la venirea lui, toate aceste trei să fie întregi. Vedeți puterea lui Dumnezeu în aceste cuvinte? Nu sunt numai cuvinte citite de fratele Iosif sau de alt frate de aici din Scriptură. Este puterea lui Dumnezeu și noi ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească. Și mă rog și în seara aceasta, la micuțul Edi, Dumnezeu să-l păzească. Dumnezeu, el nu știe aici. Acum el nu știe că cineva se roagă pentru el. Dar este cineva celul care notează. Și zic ca Domnul să-și pună mâna peste el. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu mai jos, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se înture mila lui Dumnezeu. Fața lui Dumnezeu să lumineze peste copiii noștri. Ați vrea ca fața lui Dumnezeu să lumineze peste noi? Știți ce înseamnă când luminează fața lui Dumnezeu peste noi? Ne călăuzește pe povești drept. Pe cărări drepte și nu din pricina noastră, cum spune psalmist, din pricina numelui Său. Când Dumnezeu luminează fața peste noi, El ne călăuzește pe calea cea bună. La școală oamenii le arată căi și drum și cărări. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze fața peste ei și să-i călăuzească. Așa știți atunci în pustie, când poporul era călăuzit de Dumnezeu. Ziua era un om care călăuzea. Și poporul se ducea după nor. Iar noaptea nor, dacă ar fi fost numai norul, noaptea nu vedea nor. Dar zice că noaptea era un stâlp de foc. Deci lumina lui Dumnezeu îi călăuzea pe unde trebuie să meargă. Și noi ne rugăm ca Dumnezeu să-și lumineze fața peste copiii noștri, peste bebelușul din seara aceasta, pentru veci și pentru totdeauna. Amin? Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să se îndure de tine. Să ai îndurare de cineva. Tot mai puțină piție în ziua de astăzi. La un moment dat Dumnezeu îi spune,
poporului, milă voiesc, nu jertfă. Spune la un moment dat Dumnezeu, mi-este scârbă de jertfele voastre. Și m-am tot gândit, Doamne, dar Tu le-ai cerut jertfe. Tu le-ai cerut jertfe și ai ajuns să spui tot Tu că ți-i scârbă de ceea ce de fapt ai cerut Tu. Dar citind mai jos și adâncindu-mă în cuvântul lui Dumnezeu, am văzut că zice cuvântul acolo că voi uniți nelegiuirea cu sărbătoarea. Și atunci jertfele acestea devin înaintea lui Dumnezeu o scârbă. Facă Dumnezeu ca noi să nu unim sărbătoarea cu nelegiuire. Să umblăm pe calea lui Dumnezeu și El să aibă milă de noi. El să ne păzească, El să păzească copiii noștri. Așa cum spunea fratele Iosif, îngăduiți-mi aceasta. Cum spunea fratele Iosif, atâția de oameni nelegiuiți și fratele Nelu Bala, să mă ierte că i-am pomenit în seara aceasta de vreo două sau trei numele, fratele Nelu Bala spunea, sunt oameni ticăloși. Știți ce înseamnă un om ticălos? Un om care n-are milă de copilul tău, n-are milă de fetița ta, n-are milă de nevastă ta, de nimeni. Un om ticălos, Dumnezeu, să ne păzească copiii de aceasta. Amin? Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Amin. Amin. Știți ce le lipsește oamenilor care conduce sistemul acestei lumi? Care au case de milioane de dolari, au jeturi private, au câte și mai câte și ei și uit. Și tot ei, într-o paranteză, vorbesc de ecologie. Știți ce le lipsește, frașiților? Pace. Pace. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, că atunci când noi ne rugăm pentru copiii noștri, spunem, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Domnul, mă rog ca Dumnezeu să dea pacea micuțului vostru, să dea pacea copiilor voștri, familiei voastre și Dumnezeu să dea pacea bisericii lui de aici. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, dar nu cum vă dă lumea, cum o dă Dumnezeu. Pentru că pacea lui Dumnezeu este curată, vine din cerul și ea ne conduce spre Dumnezeu. Amin. Timpul își face cursul și ne vom apropia de momentul propriu-zis, actul prin care numele lui Dumnezeu este chemat și așezat peste copilașul adus de părinți în casa Domnului. V-am mai spus și în alte rânduri, momentele de felul acesta mă umplu de emoție, pentru că mă gândesc că pentru copilașul pe care părinții îl aduc, un astfel de moment, un astfel de act, este de o importanță covârșitoare. Este unul dintre cele mai importante momente ale vieții lui. Momentul în care numele Dumnezeului celui viu și adevărat, care locuiește în cer, este chemat și așezat peste el, și de aici înainte, copilașul acesta devine proprietatea lui Dumnezeu. Părinții, aducându-l în casa de rugăciune, recunosc înaintea Domnului că știu că l-au primit de la Domnul, își asumă responsabilitatea de a-l crește pentru Domnul și eu, ca un slujitor al Domnului și al Bisericii, mă simt onorat să fiu părtaș la o asemenea lucrare. Am să invit asistența să se ridice în picioare. Pe cei doi părinții vă invitați să vină în față. Aș vrea să vă spun că am fost avizat că s-ar putea să fie gălăgios. Pe mine nu o să mă deranjeze, dar s-ar putea unii dintre dumneavoastră să vă deranjeze. Eu o să citesc ce am de citit și o să mă rog și o să cer pentru el ceea ce gândesc că este bine și de folos. El nu știu cât va înțelege. Probabil bine, de pe așa. Rog pe cineva să vină în față să-mi țină Biblia, cât mai aproape, pentru că Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Levi. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Levi. Amin. Amin.
Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Levi. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, vădăvește Domnul. Amin. Amin.